Paștele este cea mai importantă sărbătoare a lumii creștine, iar astăzi sărbătorim învierea lui Iisus Hristos, cel care a săvârșit sacrificiul suprem pentru noi și a dat viața pentru ca noi să fim salvați spiritual. Iar astăzi sacrificiul suprem este rar întâlnit. Când vorbim de cultură, Van Gogh este simbolul sacrificiului necondiționat pentru artă. Van Gogh a trăit sărac și a murit necunoscut. A fost nefericit în dragoste, însă trăia fericirea atunci când picta. A realizat în jur de 900 de picturi în scurta lui carieră și a vândut doar una. Artistul se înfomenta pentru a-și putea cumpăra materiale pentru creații, iar masa lui zilnică conținea pâine, cafea și absint. Cum era predispus din naștere la crize de epilepsie și depresie, stilul lui de viață nesănătos l-a costat sănătatea mentală și a făcut într-o zi o criză de furie, s-a automutilat și și-a tăiat urechea. Iar la scurt timp s-a sinucis, lăsând în urmă picturi care astăzi valorează averi. Vincent communicates. He communicates to people who aren't interested in art, which is a real tribute to the guy. He spent about the first 30 years of his life failing at everything. He was pretty old when he got started. The earliest painting that we have by Vincent in our collection, the head of a peasant woman, he was getting on for 30 when he painted that picture. And that's quite old to have your artistic career starting. And 6 or 7 years later, he's gone. So his life coincides with a time when new pigments are being invented.